La o lună de la desfășurarea Bursei Locurilor de Muncă, AJOFM face o reevaluare a rezultatelor acesteia, din care reiese o eficiență relativă a acestui gen de reintegrare a șomerilor pe piața muncii. La Bursa Locurilor de Muncă, organizată de AJOFM Neamț în data de 7 aprilie anul acesta, la agenția locală din Roman au fost invitați 85 de agenți economici, din care au confirmat participarea la vremea respectivă 45, și au oferit 309 locuri de muncă vacante persoanelor care au participat la bursă. Dintre aceste persoane, 165 au fost selectate în vederea încadrării. La o lună de la desfășurarea bursei, AJOFM a făcut o situație statistică și a observat că au reușit să se angajeze un număr de 62 de persoane din cele 165 câte au fost selectate. Dintre acestea, 25 de persoane au ca studii liceu sau școală post-liceală, 28 sunt absolvente de învățământ profesional și doar 9 persoane s-au angajat ca muncitor necalificat întrucât au studiile incomplete sau studii generale. Se observă, ca urmare a acestui fapt, se observă că încep să se caute meseriașii și încep să fie căutate persoanele care au deja o calificare. Eficiența parțială a măsurilor de reducere a șomajului are diverse cauze, unele obiective, altele subiective. Pot fi mai multe explicații, în sensul că o parte nu s-au prezentat la interviu, o altă parte este la fel de bine posibil să nu le fi convenit condițiile de lucru, însă 62 au reușit să se angajeze, au obținut un loc de muncă sigur. Există o criză a forței de muncă, ce are mai multe cauze, fie slaba pregătire a forței de muncă, exodul acesteia în țări ale Uniunii Europene sau în alte părți ale lumii occidentale, sau plata derizorie din România, care nu încurajează ceea ce ar trebui să reprezinte interesul de perfecționare continuă a angajatului. La nivel de județ au fost ocupate, după selecția realizată la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, 225 de persoane, din 370 evaluate de angajatori, dintre acestea 8 persoane au studii superioare.